Bună seara, dragilor! Bună seara, dragi vizitatori, iubitori ai cărții! Iată, ne aflăm în a doua zi la Târgul de Carte Gaudeamus. Aș putea spune prima ediție după 2 ani de pandemie, prima ediție fizică. La standul editurii Herald, peste 500 de titluri vă așteaptă și multe, multe evenimente, multe lansări, cele mai recente apariții semnate de autori precum Gabor Mate, Nick de Suzanel, Sanai, Narabi, Martin Links, Ellen Watts, Stephen Porges, Deptana, Murray Stein, Daniel Siegel, Toko Paterner, Lindsay Gibson, Pete Walker și așa mai departe. În această seară, evenimentul Nick de Suzanel și decodificarea mesajului biblic, lansarea cărții Mergi spre tine însuți, vocația divină a omului. Invitații noștri din această după-amiază spre seară, aș putea spune, Mihai Laurențiu Gânș, filolog, profesor, traducător al cărții Mergi spre tine însuți, dar și al cărții de anul trecut, pe care am lansat-o anul trecut, Marea Întoarcere, scrisă de Anic de Suzanel în timpul pandemiei, Florența Popescu Simion, etnolog, cercetător, domnul Marius Vasileanu, antropolog, istoric al religiilor, doamna profesor Mihaela Minulescu, profesor universitar, doctor, psihanalist junghian și, nu în ultimul rând, colega mea, Luisa Neag, senior editor Herald. Anic de Suzanel, antropolog spiritual, terapeut creștin-ortodox, care a studiat matematica și teologia și a fost profund influențată de psihologia lui Carl Gustav Jung. Se consacră spiritualității iudeocreștine, în tainele căreia descoperă însuși sensul existenței umane. În volumul Mergi spre tine însuți, vocația divină a omului, Anic de Suzanel oferă o decriptare a înțelesurilor anumitor pasaje, pornind de la semnificația alfabetului ebraic. Ediția actuală cuprinde un capitol care reprezintă testamentul spiritual al autoarei. Aș vrea pe această cale să îi salutăm și pe telespectatorii noștri care ne urmăresc în aceste momente pe pagina de Facebook a editurii Herald și, bineînțeles, și pe canalul de YouTube. Aș vrea să încep discuția noastră cu. Am schimbat un pic registrul cu domnul Marius Vasileanu, care trebuie să ajungă la un alt eveniment și atunci am să-i dau domniei sale prima dată cuvântul și să-l întreb cum reușește Anic de Suzanel în această carte, în cartea Mergi spre tine însuți, dar și în celelalte cărți, pentru că așa cum vedeți aici pe masă, vorbim despre 3 cărți publicate, apărute în colecția Arhetip, a editurii Herald. Am început cu simbolismul corpului uman, am continuat cu Marea Întoarcere și iată acum cartea Mergi spre tine însuți. Cum reușește Anic în această carte și, bineînțeles, în toate cărțile sale, să facă să devină atât de actual un mesaj din Vechiul Testament? Vă mulțumesc, bună seara. Aș vrea să încep un pic altfel decât mă întrebați dumneavoastră, fiindcă încă sunt sub impresia unei apropiate, recente reîntâlniri cu doamna Anic de Suzanel. Acum o lună de zile eram împreună cu 2 zile înainte chiar de a împlini 100 de ani. Și ceea ce mi s-a părut elocvent și demn de reținut, nu știu dacă capabil să vă transmit și dumneavoastră, este pur și simplu bucuria. Nu numai bucuria de a ne reîntâlni după ani de zile în care ultima oară ne-am văzut în Bruxelles, acum 11 ani, dar mă refer la repetatele ei vizite, 7 vizite în România, ci la faptul că ea, Anic de Suzanel, radia bucurie și mi-a spus asta. Mi-a spus asta în sensul că ea a deschis discuția, nu eu, credeți-mă. Nu știu cum veni vorba, dar la 100 de ani probabil că vorba asta te cam încearcă. Mi-a spus așa: nu mi-e frică de moarte. Eu trăiesc în bucurie. Și când spunea asta, credeți-mă, nu era vorba de ceva fals, de o lozincă, ci era realitatea palpabilă. Asta este Anic de Suzanel.
Acum, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, trebuie să privim un pic panoramic. Este vorba despre o tendință existentă preponderent în secolul 20 de valorizare și revalorizare lingvistică în Occident. Aici sunt eu cât de cât mai acasă, cu siguranță există și în alte spații culturale. Că e vorba de Heidegger, că e vorba la noi de Constantin Noica, a se vedea volumul său excepțional despre rostirea românească, dar și comentariile la Cratilos, traducerea din Platon, are o introducere superbă acolo exact despre acest subiect, despre valorificarea profunzimilor unor cuvinte. Noica face exercițiile sale, vi le recomand. Anic de Suzunel face același lucru. Cunoaște la perfecțiune limba ebraică, are noțiuni serioase și de limbă greacă, alte limbi, bineînțeles, și o face la modul excepțional. Dar aș vrea să distingem o nuanță și insist foarte mult asupra acestui lucru, să nu aducem în derizoriu, fiindcă am văzut astfel de tendințe, eforturile și opera doamnei Anic de Suzunel. Există poate și la acest târg, dar am văzut, ați văzut cu toții, destulă maculatură, fiindcă ăsta este cuvântul, care are drept titlu decodarea Bibliei. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre analiza profundă a unor cuvinte, astfel încât să ne redea alte înțelesuri. Ăsta este motivul pentru care Anic este revendicată de toate tradițiile spirituale, are prieteni în toate spațiile, orizonturile culturale, spirituale, și evreii au o foarte bună impresie, mă refer la cei care sunt savanții iudaismului. Moshe Idel, de pildă, am avut o discuție personală cu dumnealui referitoare la Anic de Suzunel, marele specialist în Kabbala, unul dintre cei mai mari din lume, alții despre care mi-a povestit chiar doamna Anic. Pe de altă parte, ea este un ortodox pur sânge, altă dimensiune care este ignorată, fiindcă adeseori citim în cheie mai degrabă New Egypt-ă eforturile ei. Nu, ea este un practicant ortodox al religiei ortodoxe, este un creștin practicant. Am fost în cele 7 vizite pe care le-a avut în România. Am fost în repetate pelerinaje pe la mănăstiri, pe la mari duhovnici. Ea este un ortodox practicant, convertită la ortodoxie, poate știți, unii dintre dumneavoastră, cu aproximativ 60 de ani în urmă. Așadar, aceasta este Anic de Suzunel. În toate cărțile ei face o altfel de lectură a scrierilor biblice, cum ați întrebat, dar face la fel o altfel de lectură, de pildă, și dacă se apleacă asupra mitologiei grecești. Are o carte intitulată Oedip Interior, a fost tradusă la noi mai demult la altă editură. Așadar, are o abordare completă, complexă, asupra culturii universale, și în această cheie este important să o citim. Foarte concret, ca să închid mica mea intervenție, știu că mă repet, dar este un exemplu care îmi place mie tare mult. Chiar datorită grației doamnei Anic de Suzunel, am aflat de la conferințele ei prin România, a și scris despre asta, unul din înțelesurile mai puțin cunoscute, ascunse, am putea spune, ale cuvântului vârstă în limba veterotestamentară, în limba ebraică. Anume, vârstă înseamnă și bucurie. Alte cuvinte, pe măsură ce
înaintezi în vârstă, ar trebui să fii mai plin de bucurie. Și Anic de Suzanelă, la 100 de ani, este încărcată de bucurie și radiază bucurie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnului Marius Vasileanu. Și în completarea celor spuse de domnia sa, într-adevăr, în urmă cu aproximativ o lună de zile, împreună cu Mihai și cu Florența, am realizat o emisiune la prietenii noștri de la Canal 30 România, o emisiune în care chiar am avut o invitată pe Anic de Suzanelă, cu o vivacitate și cu o energie extraordinară pentru această venerabilă și frumoasă vârstă. Păi așa este în realitate, la 100 de ani vorbește cum vorbim noi acum, se mișcă, este adevărat mai greu cu un cadru, dar are o minte impecabilă, impecabilă. Și proiecte, lucrează. Nu în ultimul rând, aș vrea să-l felicit pe Mihai Gânj. A tradus deja două cărți, mi-aș dori să traduc întreaga opera doamnei Anic de Suzanelă, în special acel volum despre alfabetul ebraic, înțelesurile profunde ale alfabetului. Face o muncă excepțională și îi mulțumesc pentru asta. Eu îi sunt îndatorat pentru asta. Mulțumim foarte mult. Doamna profesor Mihaela Minulescu, Anic de Suzanelă este fascinată de simboluri și o întreaga în care a urmărit să deslușească înțelesuri acolo unde prietatea oamenilor ridicau din umeri sau se mulțumeau, să spunem, cu un sens de suprafață, un sens superficial. Care sunt cele mai importante simboluri pe care Anic de Suzanelă le deslușește în această carte sau care v-au marcat în mod deosebit, mai ales din perspectivă jungiană? Bună seara tuturor și îmi pare enorm de bine că suntem din nou împreună cu Anic. E o bucurie. Pe YouTube am vizionat de mai multe ori, cu multă bucurie, la aniversarea ei, un film în care apărea și era nu vie, era splendid de vie. Era zdăruia această bucurie a vieții despre care vorbeați mai înainte. Vreau să vă răspund începând cu un aspect pe care trebuie să-l înțelegem cei care citim cartea. Cartea nu este, cărțile ei nu sunt ușor, nu sunt lecturi filozofice, metafizice și așa mai departe, cu termeni în sensul lor de bază, în sensul lor curent, pentru că au foarte multe conotații. Iar aceste conotații sunt surprinse de Anic pentru că ea trăiește în două lumi. În lumea normală a noastră, lumea tridimensională, lumea în care vedem lucrurile așa cum sunt și trăiește de mult, din ce în ce mai mult, într-o altă lume. Într-o lume, să-i spunem transpersonală, n-aș vrea să folosesc cuvinte. Să-i spunem o lume de lumină, n-aș vrea să folosesc cuvinte. Dar în acea lume și de acolo ne aduce, aș folosi un cuvânt jungian, în lumea arhetipală. Pentru că de acolo își are energia, de acolo îi vine energia cu care, cu atâta bucurie, ne dăruiește ceea ce descoperă. Ea trăiește în două lumi și când citim cărțile ei, aceste două limbaje, e important să le asimilăm, să ne cufundăm în ele. Și cum a spus foarte bine, lumea simbolurilor este lumea arhetipală, este lumea imaginilor pline și de și de sens, mustesc de sens, dar și de imagine vizuală, și de senzorialitate, și de emoționalitate. Adică e o lume atât de bogată, această lume a doua, sau lume fundamentală în care trăiește Anic. În YouTube-ul respectiv ne povestește chiar de la început, pentru că e somată, cumva se spună, ce înseamnă cifra 100 pentru ea, ce înseamnă moartea pentru ea, nu? Pentru că a trecut prin tragedii privite din această lume tridimensională. Și ea ne spune următorul lucru, că încă din adolescență a fost confruntată într-un mod brusc și greu de înțeles cu ororile războiului și a morții. Toată lumea vorbea despre moarte, pentru că moartea era vie și era perfect
vizibilă. Și atunci ne spune, citez, am trăit impresia că am ajuns într-o lume absurdă. Deci o adolescentă care trăiește cu impresia că a ajuns într-o lume absurdă, care n-are înțeles, nu? E o lume absurdă. Și după aia ne spune în continuare, am căutat de atunci să înțeleg de ce este absurdă o lume în care totul se raporta la moarte. Cuvântul absurd, continuă ea, a apărut brusc. A înțeles sensul acestui absurd abia când, metaforic, a apărut cuvântul surditate. Absurd, surd. A înțeles acest cuvânt în sensul de a nu auzi chemarea sufletului, nu auzi chemarea din tine însuți sau a divinului din noi înșine, pentru că, de fapt, întreaga ei operă este despre divinitatea din noi înșine și Dumnezeul interior. Despre asta e vorba, dacă e vorba de simbolurile fundamentale. Și aici, într-adevăr, se întâlnește perfect cu Jung, îl citează pe Jung și sunt împreună în acest imago Dei de care vorbește Jung și această lume a începuturilor vieții, în curățenia ei, așa cum a fost ea creată, pe care e important să o redescoperim ca să trăim bucuria vieții, să nu trăim în amăgiri, să nu trăim în acea supraviețuire la stres, la stresul imediat, frică, suferință, mânie, neputință, care ne conduc încet, încet spre autodestructivitate. Și Jung și ea ne îndeamnă în sensul acesta că uitați-vă înțelesurile primare, înțelesurile arhetipale, înțelesurile curate. Pentru asta e o muncă îngrozitoare și e multă suferință, pentru că omenirea a avut grijă de-a lungul milenilor să facă multă destructivitate, să strângem în aceste arhetipuri foarte mult diabolic. Foarte mult diabolic în sensul de a destrăma, de a sfârșia, de a rupe în două, ca Dionisos rupt în două de emoționalitatea Herei. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat în omenire și exact lucrul ăsta îl avem în moștenirea noastră inconștientă profundă. Nu mai sunt acele arhetipuri ale bucuriei vieții, care există în noi și care, în măsura în care reușim să le descoperim, viața se luminează. Avem altfel, nu credința în sine, credința oarbă, cred. Nu. Avem revelația interioară a sensurilor profunde ale faptului că suntem oameni. Iar vorbeați de Jung și iar mi l-ați amintit. La un moment dat era pe la mijlocul vieții, după ce trecuse prin tumultul Cărții Roșii, pe care îl găsim în Cartea Roșie, face o vizită în Africa ca să vadă exact cum sunt arhetipurile la popoarele care nu sunt, în ghilimele, civilizate. Și ceea ce descoperă este, stând singur undeva pe un deal așa și privind turmele de animale care mâncau, se reproduceau, mâncau și se reproduceau și lucrul ăsta ab eternum, fără niciun fel de sens a vieții, are brusc revelația, psiholog, psihiatru, care lucra de multe ori și cu el însuși și lucra în continuare și cu pacienți și forma, are revelația sensului conștiinței umane. De ce a creat omul această conștiință umană? Pe de o parte, da, să te cunoști pe tine, nu? Să știi cine ești și dacă te cunoști pe tine, poți să faci diferențele cu realitatea și să înțelegi cumva realitatea, dar dincolo de asta, a creat omul ca să-i continue creația. E ființa care pe acest pământ i s-a dat viață ca să continue creația și despre lucrul ăsta este vorba în paginile din această cunoaștere interioară la care ne invită Anic de Suzonel. Nu știu dacă am răspuns în totalitate, dar e o parte din răspunsul pe care vreau să vi-l dau. Mulțumim foarte mult, doamne Mihaela Minulescu. Mihai Gânj, ce înseamnă, pentru că vorbim despre ultimul capitol al cărții, Mergi spre tine însuți, ce înseamnă acest testament spiritual pe care îl găsim, așa cum spuneam, în ultimul capitol și care a fost adăugat la varianta inițială a cărții,
cum traducem într-un registru simbolic titlul cărții? Mergi spre tine însuți. Bună seara și din partea mea și vă mulțumesc pentru invitație. Da, titlul cărții, Mergi spre tine însuți, are și acest subtitlu, de fapt, trimiterea către ultimul capitol, scris între vârsta de 99 și 100 de ani, poate chiar revăzut chiar înainte de a împlini 100 de ani, poartă subtitlul Testamentul meu, curcubeul. Anic, practic, ne readuce aminte de acest simbol extraordinar al curcubeului, un semn lăsat de Dumnezeu, al legământului între el, între Dumnezeu și omenire, între el și patriarhul Noe. Și practic ne invită să contemplăm acest semn al legământului dintre Dumnezeu și om, încă o dată, dintr-o nouă perspectivă, dintr-o perspectivă foarte vie, foarte profundă, trăită. Fac legătura cu ce spunea Marius la început, cu domnul Marius Vasileanu. Anic are în acest moment pentru noi toți ceva unic de oferit. Ne oferă faptul că realitățile despre care vorbește Vechiul Testament, textele acestea sacre din Vechiul Testament, sunt realități vii. Eu mi-aduc aminte când, în călătoria mea spre India, în India, fiind prin avion, cu trenul, acolo în India, fiind, citeam, aveam Biblia la mine și citeam Vechiul Testament. Știam că este un text sacru, dar parcă nu puteam să-l simt, să-l trăiesc. Era toată această succesiune de evenimente, de lupte, de bătălii, de generații și nu le puteam înțelege. Sigur, aveam un respect total să urmăresc, să citesc, să duc lectura la bun sfârșit. Însă în momentul în care am întâlnit-o pe Anic și am întâlnit interpretările ei, aceste texte mi s-au dezvăluit într-o dimensiune a lor foarte vie, foarte caldă. Sigur, prin interpretarea într-un registru al vocabularului nostru modern, folosind cuvintele din psihologie, iată din toată tradiția aceasta și junghiană, pe înțelesul nostru și, aș zice, și pe vocabularul inimii noastre de astăzi. Mă întorc. Simbolul curcubeului. Anic spune în multe interviuri și în cărțile sale că ea ne introduce într-un nou registru de înțelegere a textelor, care registru cere omului să trăiască realitatea despre care se face vorbire. Ne avertizează, de exemplu, curcubeul. Nu doar ne invită Anic să rămânem nu doar la o lectură, este un curcubeu, este un semn al lui Dumnezeu și gata, atât. Ne invită să lăsăm acest simbol să ne pătrundă, să ne dezvăluie el realitatea despre care face vorbire. Și o posibilitate de interpretare pe care o propune chiar ea în carte. Gândiți-vă ce este curcubeul. Da? Este lumina care pătrunde în, să zicem, un strop de apă și apoi la capătul celălalt este împărțită lumina în toate culorile curcubeului. Este un unu care devine multiplu. Suntem invitați să trăim realitatea aceasta care este în noi și este în noi, în relațiile noastre dintre noi ca oameni, precum culorile curcubeului, să regăsim prin intermediul relațiilor dintre noi această unitate care există, care poate fi trăită și care este, să zicem așa, exprimată foarte bine prin lumina, care este unul. Anic începe cartea cu acest superb prim capitol. Fiecare este unic și omul este unul. Umanitatea întreagă este unul. Și ne avertizează, dacă nu vom ajunge să trăim în pe pielea noastră această realitate, sigur că ne pasă toate pericolele. Primul pericol pe care ne paște ca umanitate, când nu trăim această realitate a unului pe care îl reprezintă Marele Adam, este războiul. Și îl vedem. Când un vecin nu recunoaște pe celălalt vecin ca parte dintr-un Adam care este unul, vrea să-l cucerească, vrea să-l sujuge,
îl ucide pentru că are un astfel de obiectiv fals, iluzoriu. Deci, suntem într-un vocabular nou, specific și altor tradiții, și al tradițiilor indiene, și al tradițiilor din China, și al tradiției iudaice, în care se vorbește despre o unitate. În tradiție se arată, de exemplu, imaginea mâinii. Dacă această mână este văzută doar la nivelul degetelor și te uiți la degete, fără să vezi ce este dedesubt, ai spune că sunt niște entități separate, distincte. Oameni, diferitele culori ale curcubeului, care n-au legătură unele cu altele, sunt dintr-o realitate separată. Dar dacă te uiți la rădăcina lor, observi că este ceva ce le unește. Că toate degetele fac dintr-o ființă care este una. La fel am putea probabil descoperi, contemplând curcubeul, da, și la asta ne invită Anic prin cartea aceasta și prin capitolul său final, să contemplăm această realitate și să o trăim, pornind de la simbolul curcubeului, să vedem ce înseamnă pentru noi ca oameni azi, acum, aici, în zilele acestea, în care se întâmplă ce se întâmplă în lume. Cred că maniera în care scrie Anec, maniera în care ne vorbește, în care ne descifrează aceste simboluri și ne invită pe rând, la rândul nostru să facem acest demers, este unul foarte hrănitor, pe de-o parte, adaptat vocabularului nostru, înțelegerii noastre, discursului nostru actual și, în consecință, poate să fie foarte plin de revelații. Cam aceasta mă gândeam să vă împărtășesc în seara asta. Mulțumesc mult de tot! Aș vrea, Mihai, să te mai întreb un lucru, un aspect, să comentăm puțin următoarea, hai să spunem, propoziție. În termeni moderni, putem spune că Adam este conștient de inconștientul său, spune Anic de Suzanel. Marele Adam scris cu amare. Aici, doamna profesoară ar putea să ne spună mult mai mult. Din punctul meu de vedere, eu sunt fascinat de faptul că toate datele despre om ne arată că omul este în plină evoluție și continuă evoluția dinspre a fi inconștient, a fi inconștient de multe lucruri, înspre a fi din ce în ce mai conștient de tot ceea ce este comoară în interiorul său, de tot tezaurul de comori din interiorul său. Datele de biologie evoluționistă, ce descoperă psihologia azi, ce se descoperă în fizică și așa mai departe, ne arată că omul evoluează spre o conștientizare tot mai profundă și că este în plin drum de trecere de la inconștient spre conștient. Doamna profesoară mă va corecta dacă zic bine, e o cifră care s-a vehiculat în modernitate, în perioada recentă. Se pare că 95% din ce se întâmplă în creierul nostru este la nivel inconștient. Acel 5% de care suntem conștienți este totuși formidabil și evoluăm spre o conștientizare și mai profundă și mai adâncă. Vă rog, doamna profesoară, să mă completați. Nu vreau să vorbesc în cifre, pentru că nu mă interesează cifrele. Apropo de Anic, mă interesează calitatea umană, acestui unu, acestui întreg. Din nefericire, e foarte mult inconștient. Imaginați-vă un munte, nu? La baza sunt arhetipurile vieții, e viața, nu? Iar încet, încet apare sus în vârf un punctuleț care este, de fapt, conștiința noastră. Vă dați seama câte lucruri ne separă de adevărurile esențiale ale vieții puse în noi? Dacă vorbim în termeni mai direct, așa, tehnici, vorbim de axa eu și sine, Dumnezeu întrupat, axa între divinul din noi înșine și ce am ajuns la nivelul eului, care încearcă să înțeleagă conștient lumea și viața. Din nefericire, axa este foarte tulburată de răni individuale, de răni transgeneraționale, de răni umane, de rănile pe care le facem viului, pădurilor și așa mai departe. Toate astea, de fapt, ne iau pe sus ca durere, ca suferință, ca îndemn la destructivitate uneori, cea pe care am insuflat-o noi vieți, nu viața noi. Și jobul nostru fundamental ca oameni evoluați
este să curățăm și să eliberăm această axă de toată încărcătura asta putridă. Florența Simion, în calitate de etnolog și de cercetător, cum folosește Anic de Suzanel cuvintele regăsite în carte evreu și egiptean? Ce simbolizează ele și cum ar trebui să le înțelegem noi, cititorii de azi? În primul rând, bună seara. Ultimul, bună seara. Poftim? Oh, mă scuzați. Penultimul, bună seara. Atunci. Nu știu dacă pot să răspund la această întrebare. Cu siguranță însă nu îl folosește, nu folosește acești termeni așa cum i-ar folosi etnologii care discută tiparele popoarelor, da? Tiparele populațiilor. Pentru ea sunt, cred, mai degrabă niște termeni arhetipali care ascund, de fapt, nu știu dacă am folosit bine sensul acesta pentru arhetipal, dar ascund acolo omul conștient, omul inconștient, omul care e rămas în stadiul legăturii cu materia și doar al legăturii cu materia, așa cum este egipteanul, nu? Pentru că, evident, dacă vorbim despre evrei și egipteni, avem în minte, așa cum vorbește și Anic, spune și Anic, avem în minte episodul robiei în Egipt, episodul celor 10 plăgi, da? Plăgile sufletului, Egiptul interior, dacă ne gândim tot la cărțile lui Anic, și felul în care egiptenii, evreii trebuie să se separe de egiptenii din ei, de fapt, pentru a reuși să iasă la lumină. Egipteanul din noi, da? Nu numai din evreu, noi, hai să zicem, am fi evrei din acest punct de vedere, pentru că este vorba de oamenii care încearcă să ajungă, sau oamenii văzuți ca încercând să ajungă la un anumit nivel al conștiinței, conștiinței și conștiinței în același timp, aceștia ar fi evrei, iar egiptenii, egipteanul, este ceea ce ne ține undeva în loc, în spate, da? Ceea ce nu ne lasă să plecăm, ce nu ne lasă să ne rupem noi de către noi, de ceilalți, noi de materie, da? De materia văzută ca fiind lestul, greutatea. Da? Mă gândeam, apropo de ceea ce spui, de faptul că, la un simbol care mie cel puțin și am mai vorbit despre el, un simbol pe care îl folosește, la care se referă Anic de Suzanel în cartea sa, mă gândeam că pentru a scăpa de egipteanul din noi, într-un fel trebuie să facem apel la sabie. Sabia fiind unul dintre elementele, pentru mine cel puțin, unul dintre elementele esențiale din această carte. Iar Anic, care, așa cum s-a spus, este nu numai o cercetătoare foarte profundă și subtilă a sensurilor, nu numai un om care trăiește în lumină, într-o altă, într-adevăr, într-o altă dimensiune, pentru că am avut exact această impresie când am văzut-o de fiecare dată, folosește acest simbol al sabiei, dar nu într-un mod, să spunem, al războiului, legat de război. Cred că se leagă, de fapt, de ceea ce spunea și Mihai acum. Sabia este ceea ce ne ajută să scoatem din noi partea bună. Ea vorbește despre sabie, vede chiar numele, spune că a avut la un moment dat o revelație în care a văzut numele divin, tetragrama, Iahve, a văzut-o organizată ca sub forma unei săbii cu mâner și tăiș, în care tăișul erau două litere, cele două litere ebraice, hei. Și m-am gândit, pornind de aici, m-am gândit, evident, și eu la ceea ce spune tot ea despre Maria. Este acel episod în care îi se spune Mariei: și o sabie îți va străpunge inima. Sabia aceea care este sabia Duhului, care este sabia, nici nu a Duhului, sabia Dumnezeirii,
care îți va străpunge inima în ce sens? Nu te va omorâ, ci te va transfigura, te va reuni cu Divinul, adică te va aduce la starea de unitate. Da? Maria văzută ca fiind, hai să spunem iarăși, omul ca atare, pentru că nu vorbim aici neapărat de feminin și de masculin, deși, bineînțeles că se poate discuta și despre asta. Prin urmare, sabia ar fi ceea ce separă lestul egiptean, am putea să zicem, din noi, de ceea ce ar trebui să devenim. Sabia care îi va străpunge inima Mariei, sabia pe care vine Iisus și o aduce, nu? Pentru că spune că eu am venit să aduc sabia, n-am venit să vă aduc pacea, iarăși este acel pasaj absolut extraordinar din Evanghelie care trebuie înțeles în multe feluri, sabia care nu este sabia războiului. Pentru că aici, dacă ne ducem iarăși la arhetipul, vorbim, cred, despre felul în care aceste imagini pot să fie, ca orice imagine arhetipală, are două tăișuri, da? Ca și sabia, poate fi văzută în două feluri și trebuie să o vedem în acest mod de reparare, de regăsire a unității. Cele două tăișuri ale sabiei se întâlnesc în mâneri, se întâlnesc în partea de mijloc a lor, cea care le leagă, și exact așa cum sabia, având două tăișuri, este una, tot așa ar trebui să devenim și noi tot unul. Deci să scăpăm, da? Să devenim cu adevărat oameni. Să ne întoarcem, să călătorim spre noi înșine, așa cum spune chiar ea. Și aș vrea, fără să mai fie legat de întrebare, aș vrea să adaug acum, pentru că s-a tot vorbit despre lumina în care trăiește Anik de Susnel, despre bucuria, despre felul în care radiază viață. Aș vrea să adaug ceva ce este specific culturii evreiești. În momentul în care cineva are o aniversare, ceea ce îi se urează în cultura evreiască este întotdeauna să trăiești până la 120 de ani. Ori cred că pentru că aceasta este vârsta pe care se spune că a trăit, sunt anii pe care i-a avut Moise. Da? Și atunci cred că Anik de Susnel vrea să trăiască sau va trăi de fapt până la 120 de ani, pentru că sunt anii celor mari, celor măreți. Mulțumim mult, Florența Simion, și în felul acesta, uite, putem face legătura și cu pe care noi am mai vorbit, Isha, arhetipul femeii. Arhetipul feminin, da, Isha. Isha. Iată opera lui Anik de Susnel, cele trei cărți care sigur că au un fir aproape invizibil care le leagă. Și aș vrea să te întreb, de ce ai recomanda în mod special această carte, Mers însuți, ce ți-a plăcut foarte mult la ea, pentru că tu ai lucrat pe această carte. Așa, deci ultimul, acum chiar că e ultimul, bună seara și mă bucur că sunteți aici alături de noi. Am avut bucuria să redactez, să fiu redactor pentru cele două cărți, Aceasta merge spre tine însuți și Marea întoarcere. Sigur, o știam pe Anik de Susnel de la... cu simbolismul corpului uman, dar atunci când redactezi o carte, este o experiență puțin diferită decât atunci când o citești pur și simplu sau atunci când o studiezi. Vezi cumva textul și de deasupra și de dedesubt. Am avut foarte mare noroc să lucrez cu Mihai Gânș, care este un traducător excepțional și se vede că iubește foarte, nu are cum nu iubească. Ce mă amuză foarte mult este că toată lumea care a vorbit aici despre Anik de Susnel, mai devreme sau mai târziu, a ajuns să-i spună Anik, fiind o femeie care tocmai a împlinit 100 de ani. Are o prospețime și un mod atât de firesc
de a se adresa, încât nu ai cum să nu fii cucerit de această stare a ei, de lumină, de prospețime, de claritate. Multă lume a spus claritate, care a citit Dinamic de Susnel. Prima carte, aș vrea neapărat să povestesc lucrul ăsta, pentru că pentru mine a însemnat foarte mult. Când am lucrat Marea Întoarcere, eram în pandemie și am fost foarte impresionată de faptul că Dinamic de Susnel, la 98 de ani, nu, când a scris Marea Întoarcere, da, deci eram în pandemie, în timpul celor mai crunte scții, în lockdown, când toată lumea era uimită, șocată, nu mai trăiserăm niciodată așa ceva, toți eram într-o stare de anxietate, sau mulți dintre noi, și era un moment din acesta de criză care scoate la iveală cine suntem noi cu adevărat. Fiecare a reacționat în fel și chip în acele momente. Recunosc că eu personal am trăit niște momente de anxietate importante, așa, și am fost uimită să o descoper pe această doamnă de 98 de ani, care profită, iată, de aceste momente de restricții, de lockdown, să stea liniștită în casă și să scrie o carte. Și tonul pe care îl are, și, cum să spun, chiar îți dă impresia că ea nu numai că, înțeles că după 100 ani prin care traversezi războaie, evenimente și tot felul de lucruri, altfel te uiți la știri. Cumva îți dă impresia că ea se aștepta la un astfel de... Ceva se petrece. Era de așteptat, hai că s-aude. Era de așteptat să se petreacă ceva. Marea Întoarcere se referă la, mă rog, se referă la mai multe lucruri, dar este subliniat un anumit moment foarte important în care fătul aflat în pântecele matern face o întoarcere cu aproximativ 2 luni înainte să se nască, se întoarce astfel încât să fie într-o poziție pregătită pentru a ieși în lume, pentru a se naște. Și ceea ce, mă rog, interpretarea pe care o oferă Dinamic de Susnel acestei pandemii are legătură cu această întoarcere. Un moment în care omenirea trebuie să se pregătească pentru un eveniment extraordinar, pentru... Deci este un eveniment care trebuie trăit atât de fiecare dintre noi, individual, cât și de toți, ca societate, ca umanitate. De aceea, pentru mine, această carte, Marea Întoarcere, m-a ajutat foarte mult și a fost oarecum catartică. Am avut cu tot o altă perspectivă asupra evenimentelor care se petreceau. Mi s-a lărgit viziunea, am interpretat într-o cheie mai profundă, spirituală, semnificația evenimentelor, o cheie de care aveam foarte mare nevoie. Și sunt convinsă că toți cei care vor ajunge la această carte vor avea această bucurie și această împlinire să înțeleagă lucrurile într-o altfel de cheie. De asemenea, de ce aș recomanda foarte tare Marea Întoarcere este că la început există o introducere scrisă de Mihai Gânș, în care este prezentat, mă rog, viața, parcursul lui Dinamic de Susnel, și care ne ajută foarte mult să o cunoaștem mai bine pe Dinamic de Susnel și să, mă rog, să ne apropiem mai mult de ea. Într-adevăr, cred că pentru a o înțelege pe Dinamic de Susnel este important să-i cunoaștem parcursul. De exemplu, faptul că ea la început a studiat matematica, ceea ce i-a oferit o structură a minții foarte clară și foarte logică, de care avea nevoie pentru că ea trebuia să transmită un mesaj care nu e simplu. Este un mesaj care se referă la
ceea ce mintea și cuvintele nu pot să cuprindă. De asemenea, din copilărie, ne povestește și Mihai în introducerea lui, Anita Suznel avea tot felul de întrebări neobișnuite. De exemplu, când era foarte mică și mergea cu școala în vizită, așa cum toată lumea merge, la muzee, în catedrale, mă rog, așa, avea tot felul de întrebări de tipul, dar de ce Iisus este figurat cu aureolă, dar și cu coarne? De ce are mâinile atât de lungi, o altă reprezentare? Ce este cu aceste personaje cu cap de câine și corp de om și tot felul de astfel de întrebări care au bântuit-o toată viața și care reprezentau încă de la început deschiderea ei față de ceea ce este dincolo, această lume misterioasă a simbolurilor, a arhetipurilor. Apoi spunea la un moment dat într-un interviu că a fost confruntată, ca să zic așa, cu absurdul vieții încă din fragedă copilărie, dinainte de 5 ani chiar, văzând suferința. Ea, mă rog, a trăit prin al doilea război mondial, clar, și s-a născut la puțin timp după primul război mondial. Tatăl ei a fost rănit în primul război mondial. Era șocată să observe cât de bucuros era tatăl ei să vorbească cu camarazii lui de arme, ca și cum ei iubeau într-un fel războiul, îi se părea absurd și s-a lovit de absurdul vieții foarte mult și singurul loc în care găsea sens era Biblia. Biblie care i-a marcat întreaga existență și pe care cred că nici acum nu obosește să o descopere și să o redescopere. Ceea ce este fascinant este că, da, într-adevăr, au vorbit cu toți antevorbitorii mei despre modul în care Anik de Suznel interpretează versetele biblice folosind înțelesurile profunde, ezoterice, poate, ale alfabetului ebraic. Ea, provenind dintr-o familie catolică, s-a convertit la ortodoxie și tocmai cucerită și dorind să înțeleagă mai mult din mesajul biblic, s-a apucat să aprofundeze limba ebraică, care a devenit cumva metoda, instrumentul ei de a înțelege lumea. Și mesajul pe care îl descoperă ea în Biblie este un mesaj care se adresează omului de astăzi. Este un mesaj extrem de actual, ca și cum acest mesaj ar fi fost criptat în Biblie încă de la începutul, vorbim de o scriere peste care au trecut milenii și acest mesaj a existat acolo pentru noi de la începuturi și ni se adresează. Iar ceea ce face Anik de Suznel este să ne cheme, să ne ofere această deschidere către a înțelege mai mult despre menirea noastră de oameni. Mai vorbește în Mergi spre tine însuți despre... Asta nu știu dacă sunt eu în măsură să vorbesc neapărat, dar pe mine personal, eu nefiind un specialist în limba ebraică și neavând pretenția să înțeleg toate sensurile profunde, Anik de Suznel este o lectură care de fiecare dată când recitești îți revelează noi și noi sensuri și așa este... E una din acele autoare și sunt unele dintre acele cărți care nu trebuie citite o singură dată. Vorbește despre femininul din Biblie, ceva care este neînțeles, foarte mult neînțeles. Vorbește despre feminin ca fiind
nu provenit din coasta lui Adam, ci fiind cealaltă parte a lui Adam, acea parte care e, din care Adam se trage, pe care Adam o are în el, care încă este inconștientă și necontrolată, și câtă vreme este inconștientă și necontrolată, creează conflicte și tensiuni, atât la nivel individual, acest simbol este folosit și la nivel individual și la nivel general, și invitația și interpretările ei sunt către a integra acest feminin în noi, al înțelege, al îmbrățișa și al face să lucreze în favoarea noastră. Așadar, întrebarea de ce aș recomanda cărțile, sper că entuziasmul meu v-a convins și sper să vă apropiați cu tot dragul de Anic de Suznel. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Luisa Neag. Aș încheia cu un citat de la pagina 154, mi-a plăcut foarte mult. Va trece atunci de la relația magică pe care omul o întreține cu un Dumnezeu atotputernic, autoritar, judecător, care răsplătește după fapte răul și binele, străin și îndepărtat, la o experiență foarte intimă cu Domnul său, care, așezat la capătul de sus al scării, îl cheamă să parcurgă toate etapele acestea pentru a deveni el. Iahve, eu sunt, pe tot parcursul scării, el va face puțin câte puțin experiența a ceea ce noi numim miracole în exilul nostru. Anic de Suznel, mergi spre tine însuți. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară și mai ales invitaților noștri, Florența Simion, Mihai Gânj, doamna profesor Mihaela Minulescu, colega mea Luisa Neac. Vă mulțumim mult. Să aveți o seară frumoasă și le mulțumim și celor care au fost alături de noi și ne-au urmărit acest material pe pagina de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. De asemenea, și pe ei îi așteptăm mâine. Mulțumim, seară bună!